Ok, mergem cu George să ne arate celebra plantă de care dacă te atingi o să ai probleme. Vezi? Totdeauna are astea trei perichiața de frunze peste tot lucrul. Și aici, vezi? 1, 2, 3. Cum se numește? Poison Ivy. Poison Ivy. Eu am avut deja probleme. Bună dimineața de pe Mississippi, s-a reunit gașca nebună. Vino încoace că nu... Nebun ești tu. Sunt eu nebun. Am două întrebări pentru prietenii mei. Ne-am reunit. Suntem cei trei care am speriat Florida. Hai mai încoace ca să intri în cadru. Ok. Prima întrebare, ultima dată mi-ai zis că sunt beteag. Nu ți se pare că stau mai frumos de la an la an? Acum ce părere ai? Sunt beteac și la cap. Ok. Hai să vă pun o întrebare. Se spune că în media și s-a răsturnat carul cu deștepți. O aveți pe doamna Chioveș și celebra procuroare și pe tovarășul Banciu, cel mai bun ziarist. Știu că nu îți place. Dar dacă toți sunteți așa de mulți deștepți în media... La noi din media, că la viitor în media. Ok. Hai să vă pun o întrebare și ție și lui Florin. Știți în ce zonă din România sunt cei mai deștepți oameni? De ce râzi? În Făgăraș. Făgăraș? Of course. În Făgăraș. Pentru că eu sunt din Făgăraș. Tu ce zici, George? Unde crezi că sunt cei mai deștepți oameni? Sau care sunt cei mai deștepți oameni din România? Ea care se laudă singur? Nu știu. Hai să spun eu, că cred că până mâine vă las. Se spune că cei mai deștepți oameni din România sunt lipovenii. Dar acum știți de ce? Nu? Și că... Mănâncă mult pește. Nu, pentru că în fiecare zi iau bacul. Iau bacul? Tu ce zici, Florin? E bună? Știu că tu reacționezi târziu la glumele mele. Ok, suntem pe malul fluviului Mississippi. Am venit cu prietenii mei să petrecem un weekend, să facem un fel de încălzire înainte de a merge în Minnesota. Să sperăm că vom petrece împreună câteva zile minunate. Așteptăm să vină și domnul cameraman care a lucrat noaptea trecută. Să sperăm că în două zile va ajunge. Cum pui mei la 8 jumate dimineața să dormi pe malul apei? Păi nouă. Da, zămeră. Voi sunteți pescari sau șobolan bătrâni? Pe de-aia te-o pișcat, că nu m-ai chemat să dau de muscă. Înseamnă că nu ești ardelean dacă nu știi ce înseamnă. Mergem să-l vedem pe domnul pescar.
Bătrânul pescar care și-a prins dinerul în această seară va servi. Ia să vedem. Ce pui mi-ai prins? Shit! O broască. Deci domnul pescar sau bătrânul pescar va servi broască pe grătar. N-am mai văzut de mult tipul ăsta de broască. Nu m-am mai văzut de mult modelul, tipul ăsta de broască. Acum ce vrei să-i faci? Să-i scoți măselele? Pe vligu? Am văzut că vrei să-i scoți caninii. Ok. Păi da. Și dacă am fost la masa săracilor care vor mânca broaște țestoase, acum mergem la masa bogaților unde se mănâncă steak. Ce zici, Florin? Am dreptate? Dar de ce îl tai în două? Ca să pară că e mai multă carne? Suntem patru. Păi da, mai este carne. Avem pui organic dezosat și din nou vită. Vorba unui amic cu care mergeam la fotbal și care atunci când s-a enervat a zis către un alt coleg: ce faci, măi, vită? Să-l salutăm pe domnul Adrian, care a rămas în istorie cu această expresie. Bună dimineața, români de pretutindeni, suntem în a doua zi de vacanță. Astăzi începem vlogul dintr-o locație specială care se mai numește noua rezervație de zimbri de pe malul fluviului Mississippi. Toate spusele mele vin să se adeverească în următoarele clipe, când voi lua camera și voi merge să filmez unul dintre exponate. Am avut parte de niște reprezentații de marcă noaptea trecută, dar trofeul, sau mai bine zis, cel mai mare zimbru din această turmă care a poposit pe malul fluviului Mississippi a înoptat chiar lângă mine. Noaptea trecută m-am delectat cu niște zgomote ciudate. La un moment dat am vrut să o iau la sănătoasa prin pădure, speriat fiind de niște sunete pe care nu le-am mai auzit în viața mea. Hai să vedem acest zimbru, dacă încă mai produce acele zunete. Ok, cred că este pe final de carieră, sau mai bine spus, sunt ultimele zgomote pe care le scoate înainte ca să se trezească. Vedeți cum arată răsăritul de soare pe Mississippi, superb! Prietenii mei sunt împrăștiați în toată zona. Unul s-a dus la toaletă, iar celălalt își pregătește bețele pentru a le lansa. Ieri am avut o zi minunată cu capturi pescărești. Foarte multe și foarte mari. Nu am filmat pentru că am vrut să mă bucur de primele clipe alături de acești oameni cu care m-am revăzut după ceva timp. S-ar putea astăzi să realizez mai multe scurtmetraje pe care să le pun aici pe acest vlog, să vedem dacă ziua va fi la fel de productivă așa cum a fost cea de ieri. Cel puțin dimineața arată minunat. Unul dintre prieteni se apropie și celălalt, așa cum spuneam, a venit de la toaletă, umblă precum un zombie. Bună
În orice localitate românească există o organizație care se numește OJB. Astăzi vă prezint una nouă înființată pe Mississippi. Pentru cei care sunt născuți după ultima ploaie, OJB înseamnă Organizația Javrelor Bătrâne. Florin, ești mândru că faci parte din această organizație? Hai să vedem ce mănâncă oamenii ăștia. 6 dimineața. 6 dimineața, e 9. Asta e a doua masă pe ziua de azi. Ok. Bon appetito. Ia uitați cum se pescuiește pe Mississippi. Hai să mergem și la ălalalt. Ălalalt, s-a ascuns în tufe. Cum puii mei să tragă peștii? Ia uitați. Oare eu fi intrat musca în gură? Nice. Ce să zic, cam așa se întâmplă cu pescarii ăștia hârșiți. Altfel, când se trezesc, ăștia mai mari specialiști îți dau lecții. Cum să pescuiești, n-ai voie să ții bățul decât numai într-o anumită poziție când recuperezi. Știți cum e, românul ăla hârșit care le știe pe toate. Suntem la masa de seară, hai să vedem ce gătim. La un sfârșit de săptămână, este o seară de duminică. Avem bucăți de pește pe care le-am prins și bătrânul pescar a mai adăugat icre și ficat de pește. Acum nu știu dacă este o delicatesă, eu oricum nu voi mânca decât din bucățile de pește. Bună dimineața, români de pretutindeni, s-ar putea spune chiar și bună seara, deoarece încă este noapte în jurul meu, dar totuși ne aflăm înaintea unui nou răsărit de soare pe Mississippi. Ați văzut peisajul pe care l-am surprins mai devreme? În jurul meu mă bântuie acest țânțari. Este inevitabil atunci când te afli pe malul unei ape să nu ai parte de aceste vietăți. A fost încă o noapte în care zimbrii aduși de către cei ce păstoresc campingul ne-au bântuit pe parcursul a câtorva ore în care am încercat să dormim. Acești zimbri au produs un zgomot despre care vă spuneam într-o filmare de dimineața trecută că produc un zgomot apoteotic dacă domnii care păstoresc limba română îmi dau voie să folosesc o astfel de expresie. Și m-am gândit ca să le fac și eu o dedicație acestor biete animale care totuși vegetează în mediul lor. Noi intervenim la fel ca și cu urșii ce au fost nevoiți să coboare prin localitățile situate la poalele munților din România pentru a-și căuta hrană dacă noi oamenii ne-am dus și le-am stricat habitatul. Așa se întâmplă și cu acești zimbri pe care noi am răscolit și uite așa și în acest camping de pe Mississippi avem parte de câteva exemplare. Vi l-am prezentat pe unul dintre ele înainte cu o zi, dar totuși în această dimineață m-am gândit să le dedic o poezie. Nu știu dacă este o poezie, nu-mi găsesc cuvintele pentru că mă bântuie
țânțarii și mai mult decât atât m-am bronzat destul de serios. Simt pielea ca și cum la fiecare mișcare a obrazului aceasta stă să crape. Am să încerc să reproduc acea baladă, poate așa poate ea fi denumită, dacă nu mă înșel, este scrisă de Augustin Doinaș. Dacă greșesc, să mă ierte domnii care au cunoștințe mai sănătoase legate de literatura românească. Hai să dăm drumul la ce vreau să vă prezint până când țânțarii nu-mi vor suge tot sângele. Din prinț, din levant, îndrăgind vânătoarea, prin inimă neagră de codru trecea, croindu-și cu greu prin hățișuri cărarea, cântă dintr-un flaut de os și zicea, veniți să vânăm în păduri nepătrunse, bizonul cu colț de argint fioros, ce zilnic își schimbă în scorburi ascunse copita și blana și ochiul sticlos. Stăpâne, ziceau servitorii cu goarme, mistrețul acela nu vine pe aici. Mai bine să abatem vânatul cu coarne, ori vulpile roșii, ori iepuri mici. Dar prințul trecea zâmbitor înainte, privirea printre arbori atent la culori, lăsând în culcuș căprioara cu minte și linxul ce râde cu ochi sclipitori. Sub fagel dădea buruiana într-o parte, priviți cum se învârte făcându-ne semn, bizonul cu colț de argint, nu departe, veniți să-l lovim cu săgeată de lemn. Stăpâne, e apa jucând sub copaci, zicea servitorul privindu-l isteț. Dar el răspundea întorcându-se, taci! Și apa clipea ca un colț de bizon. Sub ulmi el zorea risipite alaiuri, priviți cum pufnește și scurmă stingher bizonul cu colț de argint. Peste plaiuri, veniți să lovim cu săgeata de fier, s-a sculat bizonul între timp. Stăpâne, e iarba forșnind sub copaci, zicea servitorul zâmbind îndrăzneț, dar el răspundea întorcându-se, taci! Și iarba clipea ca un colț de mistreț. Sub braz, el strigă îndemnându-i spre creste, priviți unde și află odihnă și loc, mistrețul cu colț de argint din poveste. Veniți să lovim cu săgeata de foc! Stăpâne, e luna! Lucim prin copaci, zicea servitorul râzând cu dispreț. Dar el răspunde întorcându-se, taci! Și luna clipea ca un colț de bizon. Dar vai, sub luceferii palisc ai bolții, cum stă în amurg la izvor a plecat. Veni un mistreț uriaș. Un bizon, pardon. Și cu colții îl trase sălbatic prin colbul roșcat. Ce fiară ciudată mă umple de sânge, oprind vânătoarea mistrețului meu. Ce pasăre neagră stă în lună și plânge, ce vește de frunză mă bate mereu.
Stăpâne, mistrețul, bizonul, firara naibii, cu colți, ca argintul, chiar el te-a cuprins, grohăind sub copaci. Ascultă cum latră copoii, gonindu-l, dar prințul răspunse întorcându-se, taci. Mai bine ia cornul și sună într-una, să sun până mor către cerul senin. Atunci a sfințit după creste luna și cornul sună, însă foarte puțin. Bă, dar acum trebuie să aplauzi. Cu bucile, dacă vrei. Cu bucile? M-am pișcat în țarii până s-am recitat poezia. Așa se bă, vezi? Totul cu sacrificiu.